Hai, dă, bună dimineața, spune, bună dimineața. Hai, da, da. Nu, este noapte. Măi, și frumos. Cum spui tu, bună dimineața? Bună dimineața. Cum spui? Dă-le iubire, dă iubire. Hop! Nu, ce tu? Ce mai spui în mă vrei? Fă-i frumos. Ai dormit? Da. Cu cine ai dormit? Mama, Cum îți fără ideea? Ia arătă-le mama. Mă fără? Wow. Dar mami îți fără ei? Mami, nu cu orle. Nu? Mami? Și cu Și tati? Și mami nu? Mami nu. Și de ea? Da, Didi, îți fără ei? Da, ia arătă-le mama. Cum ai făcut-o? Așa? Dar ce-a fost cald? A fost bine? Bună dimineața! Noi ne-am trezit pe la 7 și puțin. Și după ce, adică eu m-am trezit și după ce m-am pus eu în pat, în 2-3 minute s-a trezit și Filip. Și s-a trezit toată lumea, pentru că dacă s-a trezit Filip, a început să facă naveta de la unul la altul. Ia uitați și voi cât de frumos este. Aș sta aici multe zile. De fiecare dată când venim este foarte drag. Și am stat mai mult, dar nu se poate, din păcate. Dragilor, să aveți o zi frumoasă. Astăzi este sâmbătă și noi momentan abia ne-am trezit, dar o să ne ducem și noi să ne spălăm, să ne schimbăm, să mâncăm, ne luăm micul dejun și după asta să ieșim, facem și câte o cafea. Este foarte frumos aici, foarte, foarte frumos. Încerc să vă mai redau și vouă din frumusețea de aici. Avem noroc că e o zi frumoasă, se vede că e senin și că o să fie frumos și cald. Așa că sperăm să avem o zi frumoasă și reușită. Trece și mocănița pe aici și o să vedem, o să vi-o arăt și vouă. Eu mai am vloguri de aici. Am să vă las în descriere link către toate vlogurile noastre de aici. Ca să le vedeți, dacă vă interesează. De acum mergem să... Na, ne începem ziua, ce să spun. Filip și-a adus și el roaba cu el. Acolo am văzut, asta noapte când am ajuns, aseară de fapt, era oricum noapte, se auzeau niște căței mici, cred că sunt ceva pui acolo. Avem o grămadă de semințe cumpărate, pe lângă ce vedeți voi, am mai luat și noi două pungi. Aici mai avem cumpărături de ale noastre, aici avem roșii. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum ați dormit, domnule? Foarte bine! A fost cald, frig. Ești la interviu. 40 de grade. Ești la interviu. Bună dimineața. Acum am văzut că am coarne în poziția asta în care m-am pus. Noi ne-am trezit cu toții. Și mergem să ne spălăm pe dinți. Am luat aici periuțele de dinți și pasta de dinți pentru noi și pentru Filip. Cu toții mergem la igiena de dimineață. Eu o să mă spăl pentru prima dată pe față. Nu am avut voie. O să-mi ating genele cu apă, merg acum și mă spăl pe față și ne începem dimineața, ne-am schimbat, o să strângem un pic de aici din cameră, o să aerisim, o să pregătim micul dejun. Mi-am adus cu mine și aparatul de cafea, espresorul de cafea și o să facem cafea. Da, așa că ne începem ziua cu toții, să vedem și cu ce mă încalți. Așa, prin cea mai mare iarbă, dacă poți până la genunchi. Eu am luat de din joi. El e super fericit că și-a adus roaba. Rareș, vezi că e surprins, o crezi. Da, ce iebi pui? Care
o să te până sus, o să mă sus la unii. Cum e laptele? E bun? Dar e rece sau e cald? E bine. Pregătit micul dejun, acesta va fi ce am adus noi de acasă pentru diseară. Diseară o să facem un grătar, dar acum avem destul de multe. Aici avem un pește afumat care n-arată prea comestibil așa și prea apetisant, dar e un pește afumat foarte bun. Aici am pus cașcaval, pastramă de curcan, șuncă de pui și măsline. Aici avem chifteluțe de pui făcute de mama, sunt super, super bune, preferatele mele, cele mai bune chifteluțe. Șnițele de pui, ouă fierte, pâine, aici avem salată de icre, salată cu icre, cremă de brânză, brânză topită, roșii, castraveți. Aici soacra mea ne-a dat un pate făcut așa de ghebe cu maioneză, foarte bun. Iaurt pentru Filip, lapte și cereale. Și acesta va fi micul dejun. Toți au băut cafeaua, eu nu mi-am băut-o, nu o beau pe stomacul gol, așa că după ce o să mănânc, o să fac și eu o cafea să beau. Trecem o cănița, dar nu vi-o arăt acum, o să vi-o arăt că nu mai am timp să cobor. Vi-o arăt eu mai târziu, că oricum trece de mai multe ori. Avem o făcuță aici. Noi am mâncat, ne-am luat micul dejun, acum am făcut o cafea. E foarte frumos afară, mai stăm un pic și o să ieșim să ne și plimbăm puțin. Thank you.
Căsuța aceasta este o căsuță bătrâniască, nelocuită, adică noi nu venim aici foarte des și este o căsuță care trebuie renovată, doar că nu știu exact când, pentru că socrii mei se ocupă de ea și nu știu când mai au ei timp să mai vină să mai renoveze și casa de aici, dar peisajul de aici face totul, efectiv este superb, 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 superb. Noi venim cu mare drag de fiecare dată aici și venim de câteva ori pe an. Din păcate nu venim chiar atât de des cum am vrea, ne-am dorit să ajungem mai des, dar venim așa, cam o dată pe sezon, dar nici așa, de 2-3 ori pe an, să zic. Am venit și asta iarnă și vara am venit, dar așa pe toamnă chiar nu am mai venit eu personal și abia aștept să vă arăt cât de frumos se vede. O să mergem la plimbare imediat și o să vă iau, bineînțeles, și pe voi cu noi. Sper să vă facă și vouă plăcere să vă uitați la aceste vloguri, pentru că mie cu siguranță îmi face plăcere să le filmez. Am aici o văcuță care mi-e tare dragă. Nu știu, mie îmi plac văcuțele și mi se pare că ea e perfect aici încadrată în peisaj. Și am venit aici sus la etaj, pentru că este și etaj la căsuța aceasta, și am venit aici sus ca să vă filmez și ca să-mi beau cafeaua aici sus. Este efectiv superb, 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 superb. Și am venit și în partea asta să vă arăt și aici. Am deschis un alt geam. Este efectiv atât, atât de frumos. Nu știu, nouă ne este drag, 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 drag să venim aici. E tare frumos. Și acolo sunt mașinile noastre parcate. Dar este tare frumos, superb. Și ne mai odihnim un pic. Vreau să pun pe Filip la somn, după care vrem să ieșim. E foarte frumos afară și foarte cald. Acum vine Filip, care e un pic agitat și trebuie să-l pun la somn. Bună! Să închizi ușa, dar încet, nu mai trânti. Încet. Ok. Bravo. Hai la mami. Filip a dat, nici nu știu, ciocolată pe el. Ai, vine la mami. Filip, care e obosit. Vrei să facem nani? Dai o guriță să pup? Toată lumea s-a culcat. Am zis că îl culcăm pe Filip și toți am zis să dormim puțin acum la amiază și apoi o să ne pregătim să ieșim. Dar acum dormim puțin, mă rog, stăm puțin în pași și ne odihnim mai mult. Tatăi, mi-a dat taimele. Ia tataie, mă scumpie din taimele, dragă. Dă-i îmbățișarul, tataie, dai. Tataie, 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 tataie. Hai, mergem la plimbare? Hai, mergem afară, că-i... Trecem mocănița. Astăzi n-am reușit să o prind așa cum am vrut eu să vi-o arăt. Dar mâine sper să reușesc. Dar totuși trece înapoi acum. Și mă duc să văd dacă se vede, să o vedeți și voi. Ia, dați ce frumos e. Și sunt îmbrăcată în tricou. Chiar e foarte, foarte cald și frumos. Filip e super fericit.
mai la mami, pisco, trebuie să știi că aici e mai frig. Dar ce ai acolo, nisip? Duci la mama e? Bine, te pup! Piticotule. Ce ținut are, Filip? Poți tu? Ceau! V-am spus eu aseară că trebuie să urcăm un pic ca să ajungem la căsuță. Și acum am ieșit la plimbare și uitați ce frumos se vede, ce culori frumoase. Noi am ieșit puțin să le plimbăm. Și, nu știu, 4:30 acum. Pe la 7 și ceva facem și grătar. Dar e superb afară, deci atât de frumos, de cald. Mi-am luat ceva, dar nu mi-am luat-o pe mine, mi-am luat o bluziță. Dar nu mi-am luat-o pe mine, am zis că mi-o iau în caz de mie este frig. Pe Filip l-am îmbrăcat un pic cam tare, cred. Uite cățelul nostru de acolo? Dai cățea? Thank you.
tine. Păi mai mai. Încet, încet, da? Cum e? Are coadă. Mami, joacă-te cu ea. Nu așa, nu cu mami. Fă-i mai mai. Nu, mami, cu piatra nu. Fă-i mai mai, mami, că ea caută iubire. Cum îi dai iubire? Ia să văd, ia. Nu mai stă? Deci e iubăreț. Ești iubăreț. Hai să-ți iau acasă. Hop. Hai să-ți iau acasă. Vede, Filip, timp să mă tăcește din urmă. Hai că vine ea, Filip. Hai că vine singură. Hai, hai că vine după noi. Uite-o că vine. Hai. Încetul, nu fugi, că sunt pietre pe aici, Filip. Hai pe stradă, pe acolo, pe acolo poți mă. Gata, plimbarea noastră este 5:20 și ne întoarcem acasă. Mergem să mâncăm ceva, nu am mai mâncat nimic de dimineață. Soacra mea ne-a făcut o salată dintre aceea de brânză, am mai făcut eu, v-am mai filmat eu. Și avem un bol mare cu salată de brânză și mergem să mâncăm. Și pe la 8, cam așa, o să facem și un grătar. Foarte frumos e, nu știu, poate nu-i pe gustul tuturor, sunt convinsă de asta, dar mie, personal, îmi place mult, mult, mult de tot. Foarte mult și mă simt așa foarte bine și liniștită și... Este foarte frumos. Mi-am luat pe mine bluzița, pentru că e un pic rece, m-am asortat de toți banii. Și ne mai plimbăm un pic, dar ajungem imediat acasă. Ce faci de aici? Ți-e foame? Ți-e foame?
Filip! Papi acolo? Cârnet? Cârnet? Un om harnic aici care face focul. Evi, dar la noapte nu o să fie prea cald? Tu ai cu tataia?